Salut, mă băieți, bine v-am regăsit la un nou live. S-a oprit live-ul și cred că am înțeles de ce și cred că o să încerc să rezolv problema. Și am pornit live-ul fix când e șiriță, așa că să dăm drumul și... De la noi. Muie Craiova. Băga-mea și pula. Bă! Discutăm după. Discutăm după. FCSB Muie. Bun. Forța pe tine. Forța din au. Dacă vă bă și prin că vă rugăști. Mai ales eu. Bă, te smuți mă spăl, bine. Nu de la baie. Wow. Hai să mă opăl. Bă, acum ați împins în dragi cu aici, ca skateboardul ăsta, ce bine. Drept cu focul ăla în pula mea, a plecat drept. Păi nu bă, că e geam, bă. Ba și pe ăla la și mine. Îi spargi cu roțile, tâmpitule, și geamul ăla și dragi-te dacă l-ai spart. A, să bă, că se plătește, tu nu vezi? Vorbesc cu banii aici, ăștia-s banii pentru geamul de la șebineu dacă îl sparg. Salut băieți, cu stimă și respect. Bun, salut. 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 Spel. Spel. Ia. Seara s-o smulături cu tine la hacker. Sunt colegi. Am ce? Faci de seara? Da. O că vezi, stai că vine Dragoș și mă cea. Care ești mă care te-ai pus aici? Ei, Laru! Mă da? Eu fac mă vă rei. Poate îl jeguim dacă nu spălăm. Lasă-l coaie, lasă-l. Și scrie să vorbim Lasă că-l dă Cristofor la o parte. E fără, e fără. Da, mă dau, trebuie să spuneți așa de la început. Stai mă jos dam. Acolo, du-te înapoi. Stai mă acolo jos, lasă-l pe vechi că e prost. Ai găsit. Nu m-am blocat, e bine. Ula mea, coi. Eu zic să facem afară. Mai vii. A, stai să... Gata, mă. Gata, mă, am cocoșit. Ce-au depui pe aia. Stai pe genunchi. Nu te... Da. Ține la mine. Dă-n ăștia mari cine lipsă. Ești ca la cur. Ești n-a venit? De Lucio, e ce? Dragoș, dorme. Hai să facem prezența. Miki. Dar nu vorbiți cu ei toți, vorbește unul singur și atât. Cristofor. Tu pe e? Nu. Nici o șansă. Dragoș. Doarme ca puișorul. Găbițu se bate cu vama. Găbițu e? Nu, se bate cu vama. A, bine, ok, l-așteptam. De Lucio? Cam atâta, nu? Da, am zis de Lucio. Cam ăștia sunt muștar, a reușit șmecher. Să ajungă? Da. Da. Aici ești muștar, bravo, uite, vezi, ai reușit să... Ce femelă plânge că nu ești în prezența ei din cauza ședinților, e? Mă, că ești pizda e. Ce blondă. Cine a mai venit? Da, mic, ok. Mie îmi place de gagica aia de acolo pe... Dacă facem prezența la ăștia mici, o să stăm până mâine, probabil, nu? Corect. Hai să o luăm așa, prin... dar fără să vorbesc toți odată. Învăluire. Prin învăluire, cam după cum știți voi așa, cam cine lipsește. Important ce lipsește. Oameni foarte... Bă, și că lipsește un Răzvan, ia Daniel. Eu știu că lipsește un buche. Aici sunt voi. Bă, a zis pe rând, bă. Nu vorbiți toți, mă. Raul a zis că avea probleme, nu știu dacă a venit. În care casă te știe ședința, chit, salut, 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 salut. Asta a venit, ok. Salut, frate. M-auzi? Da. Auzi, veni un pic să vorbim ceva. Acum? Da, da. După. După, mă rog. Ce zici? N-aș mai sta la ședință degeaba de azi. A, du-te mă unul cu el.
A vorbit ieri cu mine Chițanu, știi că ți-am spus eu. Chițanu, iei datele lui Chris să ghizuiesc. Le dau acum. Să-i le dai. Da, cu aia că dacă... Mai uite-te unul mare la aia mișcare. Hai să scrii tu eu cum lucrezi. A venit și cu bis. Ok, deci de ăștia mari lipsesc Ciupe. Solid, nu e? Nostra. Solid, lasă. Salut. Ciupe, Dragoș. Luați-i de sus în jos, dau unul, vorbiți. Andra e? Nu. Ciupe, Dragoș și de Lucio. Andra nu trebuie să vină neapărat la ședință. Karim, dar el weekend nu poate să ajungă. Karim, Benzema? Tuhar, e aici Tuhar? Tuhar nu e. Tuhar are sunt niște persoane trebuie. Care mi-au dat și ieri task-ul ăla pentru că nu reușeau astăzi. Aia care sunt trecuți acolo, unii dintre ei chiar nu reușesc să vină. Ma, folosiți și voi camerele alea de învoiri ca să știm și noi una și bună, știi? Așa, la cât suntem, dacă îmi zici, vezi că eu mâine nu cred dacă ajung, uit și eu, pula mea. Nu mai țin minte exact fiecare persoană în parte. A terminat cu băiatul ăla afară acolo, ce dracu să mă. Robert, te-a ajuns? Cine s-a dus, mă, cu... Chitano. No, stai să vezi că a venit și Gixi. Da, l-am văzut. Mă, trebuie să stau în mijloc sau pot să... Bun, o să vă iau așa... Da, trebuie să-mi trebuie. Așa că mă aștept, bă, Chitano, că află el după aia. Bă, băieți, sunt două persoane, trei aproape, care eu nu i-am văzut la nicio ședință. Acum, că nu dorm noaptea, că dorm ziua, că pula mea mi-am pus ceasul să sune ca să mă trezesc, ca idee că vreau să dorm. Și eu am fost plecat toată ziua și am avut treabă. În paletul. Nu înțeleg de ce nu dă importanță. Probabil dacă pun mâna pe telefon și sună, o să-mi zică, da, ce era ședință. Da, chiar e asta. Chiar nu e la oraș, dar bine, și furtuna. Cred că cel mai important lucru este să vii la ședință, să auzi ce se întâmplă și să nu întrebi după aia toată săptămâna care cum, să vezi și tu ce oameni suntem, trebuia să ne cunoaștem acum cu toții, care suntem aici, ați venit foarte mulți mici noi și îmi pare rău pentru persoanele astea care nu dă importanță la ședință, ori pentru că chiar nu au cum să vină, că na. Ori avea alte lucruri foarte importante, cum ar fi un alt job prin paleto și e de înțeles, oarecum, dar nu e de înțeles de ce ține un loc, dacă nu are timpul necesar să-l dedice familiei. Să vii odată la 4 zile să-ți faci un tech și salut, nu cred că pui în valoare instina respectivă, adică bănuiesc că sunt persoane aici care ar face mult mai multe lucruri. De asta, de Luce o să rămână fără insignă. O să-l las în familia mică, dacă vrea să rămână. Cristofer? Da. Ia n-am mesaj lui Dragoș, că după WhatsApp și-a zis că pot să vin maxim 10 minute și-a. Da, nu mă interesează mesajele și chestii de genul, frate. Și din cum și eu reușesc să vin și toată lumea că vin greu, așa ar putea să facă și el. Sincer, sunt un pic sătul de comportamentul ăsta, de mesajele alea eu, din păcate, nu pot fi, nu știu cum. Dacă ar face toți ca el, am fi trăinși aici, înțelegi? Dar uite că nu toți sunt și vin. Poate mulți dintre voi și sunt sigur că unii aveți și alte lucruri de făcut și sunteți aici, așa ar putea să facă și el, mai ales că de la el am anumite acceptări. Deci, n-am nimic cu Delucio, dar nu consider că ne ajută unde a ajuns de mult. De exemplu, astăzi seară, spun de o săptămână, vreau să facem niște tuguri, un tug măcar, să reușim să luăm din nou locația, să facem niște bani, să recuperăm aia 6 milioane. 6 milioane s-a plătit pentru cine nu știe, pe locația de hacker. De să ia taxe și să lucreze și așa mai departe. Dacă reușim să-i strângem înapoi, să o luăm din nou, dacă nu aia alta. Și eu cred că e o locație destul de bună. Și e foarte bine.
foarte, și foarte bun. Toți reușiți să-l faceți jobul respectiv încă sau doar să-l livrați, dar la un moment dat o să puteți să faceți și voi. Și da, sunt calculatoarele alea mai performante, unele mai puțin performante. Dar unde te pui, te pui, faci banul până la urmă, știi? Nu stai pe loc. Da, deci, și nu plătești taxa și nu te dă nimeni la o parte, asta e avantajul. Cu deciziile astea importante ca să vorbim după aia lucruri mai, mai simple, mai așa, mai de informații după aia. Deci cu Delucio Delucio a rămas, o să rămână fără insignă, dacă vrea să rămână, îl ajutăm cu orice are nevoie, când vrea să-și facă o armă, să-și spele niște bani și așa mai departe. Dar la cât timp dedică el acum, a fost de când am luat insignele la o tentativă de răpire și o singură dată l-am văzut eu pe Caio, făceam niște carduri. 6 pe Caio. Da, frate, dar e prea puțin. Știu. E prea puțin și ar trebui să înțeleagă și el chestia asta, adică să vină de la sine. Bă, uite, eu momentan n-are rost. Stau cu voi, e tot în regulă, dar când o să am mai mult timp, atunci o să am pretenții la insignă, pentru că sunt puține sub 15 și doar aici suntem, nu știu, peste 30 de pe puțin. 40 și ceva suntem. Ferească Dumnezeu și nu suntem toți. Uite, de exemplu, 3 cu insignă lipsesc. Un sfer primar pe aici. Sfer primar. Mai e o problemă cu chitarii ăștia mai mari. Voi cum îl vedeți pe Ciupe? Deschid toată lumea ca să vedeți despre ce e vorba. Auzi, Cristofă, da. Nu știu, Ciupe în timpul săptămânii e mai timp. Nu, cum gen cu voi. Eu nu l-am auzi, Cristofă, prezent lângă mine la ceva. Să zic eu, astăzi l-am văzut pe la hacker. A făcut un dodo. Ce mă deranjează că azi mi-a spus că... Nu știu, mi se pare foarte retras. Foarte recit, ce, da. Și după aia am văzut că lua taxe pe cai, adică... Da, Cristofor, vrei să-ți explic? Vrei să zic ce mi-a zis mie? Și ce mi-a zis mie Cristofor astăzi? Gen, a făcut primul dodo, a mai venit cu unul și a zis, hai că eu plec, că am un majorat în paleto și o să trebuiască să mă duc la el. Eu îl văd gen, e foarte retras, el e băiat, un băiat foarte retras. Eu mă refer acum o săptămână, două, adică era mult mai implicat înainte, când eram mici, decât acum. Aia mi se pare mie unii sau două mări foarte mult. Și nu înțeleg de ce. Adică, normal ar trebui să-ți dea un impuls, o chestie, să faci mai multe lucruri, să fii mai mult activ, să faci... Să fii mai implicat. Mai implicat acum, ca să menții chestia aia, când știi că vin alții din spate și s-ar putea să pierzi chestia, să o pierzi. Pula mea. Bine, n-ai timp, înțeleg, dar... Mereu la ședințe sunt probleme. Data trecută m-a enervat când l-am sunat să mergem să facem tugul ăla, mi-a zis că el vine la următorul. Păi, ești în oraș, nu faci nimic, jumătate de oră nu vrei. Chestii de-astea. Mici căcaturi care, uite, umple paharul. Nu știu. Cristofor? Da. Știi care e faza cu Ciupe? Care e faza cu Ciupe? Eu îl cunosc foarte bine, știi, adică... Și el e foarte activ dimineața, înțelegi? Și când nu e dimineața pe care la farm, ori e la poison, ori e în contra. Și pe mine cu ce mă ajută chestia asta? Știu, doar că el a pierdut banii aia mulți la barbă și a făcut obsesie să facă iar banii. Ei, mă interesează asta, dacă în momentul ăsta nici măcar nu e aici. E idee. Nu, eu doar am zis. Am luat apărarea sau ceva. Eu... cu ce mă ajută pe mine chestia asta? Eu înțeleg că el își face treburile. Bă, nu zice nimeni să stați mereu pentru familie sau să stați mereu unul cu altul sau fiecare are treaba lui până oraș, cunoștințele lui, prietenii lui, ok. Dar când sunt lucruri pe care le facem împreună cu toți, ar trebui să le las pe alea un pic și să vin aici. El oarecum când are timp face altceva și când nu are timp nu e aici. Ceva de genul, adică cam așa se întâmplă. Ori trebuie să fac ședința dimineața la 10 ca să fie el. Băi, și nu zic de una, sunt asta e a patra, nu? Să vă mai mișcați și voi, să nu... Da, mișcați-vă, nu trebuie să vă mișcați mult. Ce a zis, ce facem? Ușor că de numai trebuie să stări în coaie pe aici. Auzi, trosniți gât, așa un pic, trac, trac și aia e. Bun, mai e o chestie ce mi-a rămas în cap ieri, o chestie, am vorbit-o cu... Thunder, cu tine am vorbit-o, mi se pare chestia asta, dar mi se pare
că se poate greși foarte ușor cu străzile verzi și străzile roșii pe caio, pentru că o să petrecem mult timp pe caio, trebuie să învățați neapărat lucrurile alea. Unde poți să tragi, unde nu poți să tragi și așa mai departe. Aveți acolo pe informații niște poze cu hărți. Toți de aici trebuie să vă uitați acolo și să știți. Dacă vă întreacă, o să mă întrebe unul mare sau chiar și unul mare o să vă întrebe cineva ce culoare e strada asta și nu știți, a zburat în ghete din start. Să fie de înțeles pentru toată lumea. Cred că e, și întreb și pe ăștia care au cât mai multă experiență și au mai fost prin alte afaceri, să zic așa. Credeți că ar fi o idee bună să implementăm un sistem de ăsta de avertizmente, la 3 avertizmente să se dea niște sancțiuni mai drastice față de o amendă? Da, niște amendă. Da. Adică mă refer la 3 avertizmente să cam te duci definitiv, gen să îți pierzi locul. Ori în mică, ori în mare. Depinde mai de degrabă la 3 ani. Mă refeream la avertismente să fie ceva mai grav, nu la, nu știu, un căcățel. Nu, de eu zic amenziile amenzi și sancțiile să fie cel pentru două ori. Să facem sistemul ăsta cu 3? Da. Zic să fie direct amenzi, că tot poți te gândești că... Mă gândesc că unul care are 2 avertismente își reglează un pic comportamentul, oarecum încearcă. Da, da, da. Mai puțin știindu-se. Dar, automat, după o săptămână, 2, 3, o lună, de comportament ok, să se și șteargă avertizmentele, adică să nu rămâi în viață cu ele. Depinde exact de gravitate. Da, evident. Bă, dacă, până la urmă, dacă e o chestie foarte gravă, nu-ți mai dă nimeni nici avertisment, știi? Situații și situații. Dar mă refer așa, cum să le punem în balanță, de la o amendă, la un avertisment sau la ieșevară direct. Știi? Trebuie să facem chestia asta, Tandă, probabil că o să o faci tu, nu? Da, sunt ok. Bun. Chris, dacă pot să zic la chestia asta, cum ai zis tu... Alo, Delta Force! Alo, Baza Baza! Alo, Delta Force! Alo, Baza Baza! Shiki, shiki, shiki! A, n-am văzut, stai că văd... Deci, eu am putut, zici tu și... O să da, zic exact. În mele, stai așa să văd. Pentru că amendă... Să-mi apară. Că legat de amendă, o să le dai amendă, da? O să-mi dai mie amendă, după care... Probabil nu, eu nu știu, nu prea am timp sau nu știu, sunt mulți care au paletă diverse. Exact, stii. Da, normal, e de înțeles, frate. După care nu o să poți să-i zici, dacă o să-i zici, bă, de ce n-ai venit la acțiunea respectivă? Like, bani, am avut mersi frumos de abonare. Și trebuie să fac panică până la ședința următoare, eu trebuie să plătesc amenda. Mai mersi degrabă ce să acționezi ceea ce privește de gradul pe care îl dețin, decât tu amendă, părerea. Că atunci doare și... Să-mi zici cum se aude acum, dacă s-a mai bine. Și prostii să nu primești lucrurile alea. Eu nu o să fiu bucuros să te amendezi pe tine cu 500 de mii. Aoleu, am eu 500 de mii în plus. Ok, înseamnă că lucrurile nu merg prea bine între noi. Și o acțiune s-a stricat sau o chestie nașpa s-a întâmplat, dar am ajuns acolo. Și de preferat e să nu se întâmple chestia asta. Da, te înțeleg, chiar de-aia am zis de mai degrabă de grade. Să umblăm la pur și downul, zici tu. Da, acolo, da. Nu știu cât interesează pe oameni chestia asta foarte mare. Bă, eu zic că interesează și spun de ce, pentru că dacă la acțiuni să știi că e foarte mare de bandadă, băieții nu ascultă de cei care iau inițiativă, adică care conduc. Dacă Dragoș... Să punem niște coordonatori. Am fost aseară cu Dragoș, Dragoș a zis că dacă eu știu cum merge răpirea cu astea, să iau inițiativă. Le-am explicat la băieți, chiar dintre băieții mari, nu mai știu care a fost cu mine, care mi-a cumpărat și vesta, a înțeles, adică a putut să asculte de mine, și altul care e grad ca și mine sau mai mic ca și mine, în fine, nu important asta, da. Nu a ascultat, adică s-a dus dintr-o parte în alta fără să spună lui Dragoș și au trebuit să stăm după el, s-a pierdut foarte mult timp. Am înțeles. Despre asta zic, în general spun că e foarte mare. Numai asta vreau să zic, e foarte mare de bandadă, trebuie cineva care se ocupă, Chițanu, sau care se ocupă cu organizările, trebuie puși niște șefi de echipă, oarecum să zic așa, care se ocupă, e foarte prost cu organizarea aici, îți spun din punctul meu de vedere. Da, evident. Păi tu dă-ți seama, pentru că nici noi nu avem foarte mare experiență, au venit și foarte mulți oameni noi și e normal să creeze chestia asta de bandana asta de care vorbești tu. E evitabil. Pentru că fiecare, unul e în stânga, unul e în dreapta, unul zice ceva, altul zice altceva și automat lucrurile devin haos.
Da, o să punem niște... Bine, pe lângă gradele pe care le vedeți toți, la gradul meu de sus, sub mine, da? Capul, sotocapul și așa mai departe. E, tu dacă ești un grad mai mic și persoana aia ți-a spus ceva, că îți place ție sau nu, ar trebui să o asculti. Aici o să plecăm cu sancțiunile respective despre care vorbim acum. Dacă Ițanul spune unui, nu zic la unul mic, că la mic probabil ascultă, la un sub el, dar la un, la un senior să zic așa, vino și adu-mi și mie ceva sau, bă, nu zic să lași lucrul tău, adică să înțelege dacă ai treabă, dar la o acțiune, dacă Ițanul zice, ne vedem la benzinăria aia, te duci la benzinăria aia, nu... Mai spui tu 10 lucruri pe stație, nu, hai să mergem acolo și dacă ăla a zis așa, mergeți acolo așa. Își asumă el dacă greșește că merge acolo sau chestii de genul. Înțelegi? Adică respectați gradele de sus în jos. Și de jos. Au scris? Da, cum le vedeți, da. Și totodată cu treaba asta ar trebui să mai crește un pic pentru preîncaplare, pentru că nu prea mai fac treabă, băieți, e doar vor activități. Exact, vor doar activități și ei cresc numai prin activități. Păi nu, m-am gândit la altceva. Nu doar prin activități, cu astfel loc. Lăsați-mă să vă spun ceva. Să facem niște grade, ca să poți să ajungi mare, să ai 3 grade. Ca să ai gradul de ajutor, activitate și încă un grad. Și să mai no, facem. Ca să ajungi mare trebuie să ai ca să ajungi mare trebuie să ai ultimul grad la aia mică. Da, dar dacă da, și fac eu ușor să ajungi. E foarte ușor prin ascultați un pic, eu zic să se să băgăm chestia să fie făcute două task-uri de persoană. Da, unul pentru mână. Să fie obligatoriu cine vrea apuri. Uite, Cristofor de da, deci să se facă și task rep-uri, nu doar răpiri și atât. Să fac o persoană, două, să fie două făcute. Și nu mai dați două puncte, trei pe activitate și așa. Păi bă, dacă e activitate de 5 ore, normal că le dai 3. Stau 5 ore cu tine. Păi totul nu le dai, ceau. Nu vedeți. Deci, bă, să dai un punct, pentru 5 ore tu te-ai ajuns. Oamenii stau 5 ore cu tine. Când ei putea să-și facă banii lor, de exemplu. Bine, mă, bine. Dau o oră pentru punct și te lăsau 4 ore să lucrezi singur. Asta am vrut și să zic. Oare normal că profitabil. Le-ai mai profitabil să îi dai 3 puncte decât să livrează 705 de carduri decât să-i dai un punct. Păi nu mă refer la livrat. Mă refer, de exemplu, transport pe caia de materiale făcut. La aia se mai dai 2 puncte, de exemplu. La 2 puncte, dar nu mai dăm 3 puncte. Că așa zic și eu, cine mă aștept și vine să fac. Așa îi dau 2 puncte și îi livrează ce vreau eu. Ți-a să rezolvăm foarte simplu, să mai dea la 10 de la 15, de exemplu, și automat 20, 30 de 45 sau 20 de 60. 15. Se dau foarte ușor sau se acumulează foarte repede 30 de puncte. Bine, unii n-au acumulat nici până acum 30 de puncte. Sunt anumite persoane, cum e Ștefan, care are 37 deja, dar el era deja ultimul grad. Adică el le face pentru că vrea să se implice. Și bravo lui, nu înseamnă că trebuie să faceți toți așa, Doamne ferește, el are mai mult timp să facă mai multe puri într-o zi decât altul care vine în oraș două ore și nu știe nici el ce să facă mai repede. Și erau da, are 30. Oarecum, da, sunt... de experiență, să lăsăm la o parte asta, e vorba și de experiență ceea ce poți să faci în oraș, că majoritatea și-am văzut aici, și când eu vrut să-i ajut pe unii de aici, dar majoritatea zic doar de mineri scafanduri, aș merge cu ei la o mină avansată să-i ajungă acolo, să facem mult mai repede, dar nu prea au lume băieții. Asta e problema. Asta e problema aici. Andru am lăsat-o deoparte pentru că vrem să stăm pe caiu mai mult. Mă fur de mineri scafanduri. Nu, zic, când să-și facă materiale, să facem mult ușor la mine avansată, dar nu prea au lunile băieții, asta e problema. Am făcut tot 500. Din ăștia mari toți au... Acum. Da, am o întrebare, dacă nu vă supărați. Se intră cu 300 de luni și automat unii nu au 500. 700. Dar fac și ei ce pot până la urmă. Asta cu scafandru, noi mergeam cu tugul, înțelegi? În jumătate de oră 45. Da, logic, acolo aia se merită. Tugul și pentru familie am putut face câte o acțiune, chestia asta. Da, pe asta, de asta... De fapt, noi acum, dacă am luat locații pe care eu vroiam să mergem, eu am umplut tugul deja cu materiale pentru carduri. Să facem
bani pentru următoarea locație din carduri, văzând că nu plătim taxa acolo, avem cele mai bune... Da, și eu zic că în seara asta tot la fel, facem tugu, îl livrăm și luăm echipă gen grupați. Unul mic cu unul mare sau mare cu mare, pe motoare frumos, toți pe că n-au cum să ne jifrească așa. Cristofor, dar seara asta n-a fost nicio ora, deci să fie 3 razii de acum până la 12. Nu neapărat de asta, dar seara să dau și foarte multe rău fumate. O să fie 3 razii acum. E multă poliție pe seara. Nu merită să mergem acum să facem. Tu să-mi uite seara, nu-i că nu-i 12 pe 9, să mergem mai târziu, foarte târziu. Merge, ce vrei să zici? Da, vreau să curios, cam câte persoane de aici, adică eu sunt nou în familie, cam câte persoane de aici, peste 500 de luni? Ridicați-mi, sunt așa curios, ridicați-mi, stau eu. Mie mai trebuie 10 luni. Înțeles, ok, sunt destul de mulți. Uite, am putea să, nu știu, am văzut când eram polițist, mergeau mulți oameni, erau câte 30 la mine și ceilalți se ajutau, erau cărăuși. Da. Mine, da. Și așa faci foarte mult acolo. Pe ce să zic? Logic. Mai ales că tu ai și casa asta aproape de mine, Cristofre. Faci mai repede la scafandru, un tur dacă suntem mai mult, ce zic? Da, mă, Cosmile, acolo gândește-te, te-ai dus întors tu în port. Gândește-te pe asta. Nu se faci, nu se faci. Mai repede faci la mine. Auzi, tu degeaba umpli tugul ăla foarte rapid. Cât timp trebuie să-i încalcul, că trebuie să pleci cu tugul de unde pleci, să ajungi acolo, după să-l mai și umpli și după să-l și drumul înapoi și după să-l și descarci. Și după să-l și rafinezi, când poți să faci... Să iei aici, mă? Cine? Cine? Lucuță. Lucuță. Mă scuzez că vă deranjez. Spune. Că ești putea să-i dotez cu săptămânal, că nu mai pot să acum în oraș. Da, e Lucuță, nu? Dacă e lângă tine. Unde e Lucuță, nu? Ești. Hai pe mine. Cristofor, de exemplu, îți dau un exemplu la faza creperile. Eram cu Ștefan, m-a ajutat să aduc un submarin cu materiale de carduri și nu mai știu sigur cine era la depozit, știi? Și a zis, mă ajuți, mă ajuți pe mine și îți dau repede să le descărcăm mai repede. Am fost primit răspunsul, nu, mai bine fac activitate și scot repul mai repede. Ștefan e mată. Cine a zis? Da, Cristofor, aici. E Lucuță. Ești aici? Ok. Da. Să ajutați pe cine să încarce ceva, nu văd care e problema că pierzi 5 minute, 10 minute, adică, până mea, e o chestie de... Asta e de bun, asta e de bun simț de să ajut familie, mă, nu-i asta, de să ajut familie, ce n-ar trebui, asta n-ar trebui să zici tu că-i dai rep, asta trebuie să zic el, da, mă, să ajut cât ai nevoie, nu trebuie să ajut. Eu vă prun din experiența mea și pe unde mai fost. Ce, eu personal, dacă sunt la... La carduri acolo și n-am nimic de făcut și îmi zice unul, mă ajuns mai și pune să trebuie mai repede, dă-le mă în coadă, adică... Ar trebui să ne ajutăm ca frații ai... Cât poți să vă înțelegeți toți bine și la acțiuni și așa mai departe. Și dacă îl vezi pe unul că face carduri singur, de exemplu, îi poți spune, de exemplu, uite, n-am timp să stau, nu pot, îmi pare rău. Chiar nu ai, nu poți așa mai departe, ok, băi, nu pot, trebuie să plec, da, trebuie să mă văd și eu cu cineva, am altceva de făcut, cheamă și după altcineva. Cine mai spune? Da. Îi toți părinți din casă de aia, să nu mai stăm după aia. Da, schimb. Anul o să ai loc, trebuie să... O să am. O să ai cu ăla. Da, eu zic să nu te duci, să te duci tu pe hol, așa. O, Cris, zic că te scam, am eu niște... Nu, nu văd ce să dă, dar nu văd. Cristian? La ușa și le zic eu când să vine, când ai terminat, când plec unul. Vezi că mii de mii care mă stiu. Nu să fac un rând. Faceți bombă linie și până la urmă. Mi-am dat banii lui. Ești dragon. Da, dragon. Dacă am intrat, trebuie să dau? Stați bombă linie, nu? De aici, alo? Acolo, sub, lângă prag toți. Veniți pe rând. Mă auzi? Da. Dacă am intrat, Jim, trebuie să dau dascul. Dacă ai intrat când? Joi. La mișto. La mișto? Ok. Tu care ești? Că ok, hotelul n-ai dat și-i dat direct bani, nu? Ce? Hotelul n-ai dat și-i dat direct 100 de mii. Ce-i spune?
Vezi? Nu l-ai dat, ce ai dat la Sudaminsk, nu? Da, da, da. Gen, am dat, după aceea am dat 100 de minți. Așa, gata, vreau întoar. Atâta era, nu parcă. Da, da, da. Nu dai, bro, dacă vineri sau zi, unde-ai intrat. Da, da, da. Da, da. Veniți, vreau întoar. Sper cum te cheamă. Sunt Camataru. Camataru? Da. Poftim. Aoleu, eu trebuie să-ți dau cât de ce... Banii trebuie să-ți dau cât de... Nu, tu te împachetează. Na, aoleu, n-am elastice. Păi du-te și azi la magazin elastice. Întorcem apoi. Trebuie să dacă mai am bani pe bancă, în bancă. N-ai bani de elastice? Nu, n-am. Zici bani. 7-2-2, 6-1. Stai că-i dau eu. 7-2-2. 6-1, da. Imediat mă dau. Poftim? Du-te unde-i trebuie, vină repede, hai. Da,